În Duminica Rusaliilor, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cerneți. Biserica Mănăstirii are hramul Sfânta Treime și astfel și-a sărbătorit cu o zi înainte hramul. Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile, prăznuim momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos a trimis pe preasfântul Duh, Mângâietorul, asupra Sfinților Apostoli, adunați la un loc. Primind Sfântul Duh, apostolii l-au transmis mai departe prin punerea mâinilor. Această punere a mâinilor se numește hirotonie. Și-au pus mâinile peste ucenicii lor, au hirotonit episcop, preoți și diaconi. Până astăzi se transmite harul pe care l-au primit în chip de limbi de foc Sfinții Apostoli prin hirotonie, prin punerea mâinilor. Și astăzi arhierei, episcopii, îl transmit mai departe hirotonind preoți și diaconi. Astăzi este zi de mare sărbătoare pentru Sfânta Mănăstire Cerneți, unde ne-am adunat împreună pentru a primi Harul Sfântului Duh, care, iată, vine asupra noastră la fiecare Sfântă Liturghie, dar astăzi, mai mult ca oricând, trăim această mare bucurie pentru că după învierea Mântuitorului Iisus Hristos am primit, iată, astăzi și arvuna Duhului Sfânt. Mâine, în ziua prăznuirii Sfintei Treimi, preasfințitul părinte Nicodim va sluji la hramul mănăstirii Strehaia.